Bun, haideți să vedem. Avem butonul de scodat superb. Passat B5.5. Și hai să punem contactul. Ok, aprindem și pozițiile, dăm pe auto. Ok, s-a aprins și butonul de avarii. Butonul de avarii perfect funcțional. Ok. Ok. Și acum combinația. Dăm semnal stânga. Semnal dreapta. Ok. Și acum verificăm blinker releul. El este setat în momentul ăsta ca la un impuls. Se execute de 3 ori secvența. Dar se poate modifica, totul este programabil până la 20 de secvențe. Poate să reproducă.